Salutare, bun găsit, bine ați venit la o nouă rețetă, eu sunt Ionica. Pentru astăzi pregătim gulaș de vițel. Am un kilogram de carne, într-o tigaie, într-o cratiță, am pus 70 de mililitri de ulei, care punem carnea să o călim. Am două cepe care am să le toc mărunt. Am tocat ceapa, acum așteptăm să călească, să prăjească un pic cărnița, carnea. Carnea nu o prăjim prea mult, doar o călim un pic, ca să nu se întărească. E de ajuns, scoatem carnea și punem ceapa în sucul de la carnea prăjită, în care s-a prăjit carnea. Suficient, atât scoatem carnea. Am scos carnea. Am pus ceapa unde s-a prăjit carnea. Și acum lăsăm să călească și ceapa. Amestecăm. Pentru că aici e tot gustul unde s-a prăjit carnea, prin toate gust una de la alta. Am 7 cartofi potriviți, care i-am tăiat cuburi mai mari și așa am să-i tai pe toți. Peste ceapă am pus 2 polonice de supă de oase. Dacă nu puteți să puneți apă sau puteți să puneți vin. Și peste ceapă pun carnea. Am răsturnat carnea cu tot cu sosul care l-a lăsat. Și acum amestec bine și mai las un pic să călească și ceapa. Și am să pun un capac. Acum că s-a călit și ceapa și am pus și 2 polonice de zeamă de oase, acum eu pun apă ca să lăsăm la fier până ce acoperă carnea. Uitați, am pus un litru de apă eu. Cu oricum o să trebuiască că această mâncare o să fie cu un sos mai lung, nu o să fie un sos prea dens. Acum lăsăm carnea să fiarbă. Punem capacul. Pentru că eu am avut din congelator carne de vițel și am găsit și 2 coaste printre pachetul care l-am scos, eu le-am pus și coastele astea 2, nu deranjează cu nimic pentru că dă gust. Voi dacă vreți puneți doar pulpa de vițel. Eu le-am găsit în punga care am scos din congelator și le-am pus și 2 coaste. Voi faceți, puneți carnea care o doriți. Și acum la fiert. Acum că carnea e fiartă, aproape fiartă, mai mult de jumătate, eu acum pun cartofii. Și am să mai pun, acopăr cartofii, după care o să acopăr cartofii cu apă. Am pus foi de dafin, pun câteva boabe de piper și pun apă. Amestec și le las la fier să fiarbă cartofii. Și sare, pune și sare după gust. Acum că cartofii au fiert, sunt fierți, punem boia dulce și boia iute. Puteți să puneți doar boia iute, depinde cât de picant doriți. Și acum am să pun și 200 de mililitri de suc de roșii. Aici eu am suc de roșii cu ardei capia. Și acum o să lăsăm la fier să mai fiarbă până să mai îngroașă. Dacă doriți mai multă zeamă, puteți să mai puneți un pic de apă.
Așa e și culoarea. Și acum lăsăm la fiert. Gulașul nostru e gata. Uitați așa arată, are o culoare foarte frumoasă. Am să pun și pe o farfurie. Asta e culoarea. Super delicioasă. Așadar, dragii mei, aceasta a fost rețeta. Eu vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la canalul meu. Mulțumesc pentru like, pentru distribuire. Sunt la țară, sunt afară, sunt cocoși, căței. Sunt de toate. Mulțumesc, la revedere la următoarea rețetă. Bye, bye!